Salutare, prieteni! Astăzi vreau să vă arăt cu ce soluție unică bio stropesc roșiile, ardeii, vinetele, castraveții, dovleceii și alte plante din grădină pentru a preveni apariția bolilor fungice, dar și ca și tratament bio în caz că acestea sunt deja afectate. Este foarte important să stropim preventiv și nu doar atunci când planta este deja bolnavă, deoarece, de cele mai multe ori, atunci este prea târziu. Mulți folosesc soluții chimice, care pe lângă faptul că afectează planta și solul, pot face rău și organismului nostru. Mulți folosesc ca metodă bio sulfatul de cupru, sau piatra vânătă, cum mi se mai zice. Însă aceasta are și dezavantaje, cum ar fi anumite efecte toxice și un timp îndelungat până vom putea consuma fructele odată stropită planta. În schimb, eu folosesc un produs utilizat în industria alimentară, de care puțin știu și de care v-am mai vorbit într-un videoclip anterior pe canalul meu. Bicarbonatul de potasiu. Bicarbonatul de potasiu, la fel ca și bicarbonatul de sodiu, face parte din categoria sărurilor. Este permis în agricultura biologică, nu lasă reziduri pe plante, nu este toxic pentru animale, nu este toxic pentru insecte albine și nici de cum pentru oameni, fiind consumat și folosit în alimentație ca și aditiv. Bicarbonatul de potasiu este folosit mai ales în producerea vinului, fiind utilizat ca deacidifiant, adică scade aciditatea vinurilor atunci când acestea sunt prea acide. Are un timp foarte scurt de acționare, adică dacă stropim plantele în această seară, mâine seară putem să consumăm deja fructele, spre deosebire de piatra vânătă, care are un timp foarte lung de până la 20 de zile. În cazul dovlecilor, de exemplu, sau castraveților, care produc zilnic dovlecii respectiv castraveți, îi putem consuma a doua zi liniștiți fără nicio problemă. Cum am spus anterior, poate trata o mulțime de boli fungice, înlocuind cu succes piatra vânătă. Bicarbonatul de potasiu are un spectru larg fiind eficient împotriva mai multor boli fungice, cum ar fi mana, păinarea, putregaiul cenușiu, rapănul și altele. Care este doza de bicarbonat pe care o folosim? Doza pe care o folosesc este de 3-4 grame la litru. Doza maximă este de 0,5% la fiecare litru de apă, adică putem folosi maxim 5 grame pe litru, aproximativ o linguriță de bicarbonat de potasiu. Distanța între tratamente trebuie să fie între 8 și 10 zile. Eu folosesc o soluție de 0,3%, adică 3 grame la litru, la fiecare 2 săptămâni, dar și după ploi, ca și prevenție, și până acum pot să zic că plantele mele arată foarte bine, superb și nu suferă de nicio boală fungică. Sunt foarte mulțumit de acest produs și pe lângă faptul că este bio și nu lasă reziduri pe plante, așa cum am mai spus, nu dăunează insectelor, animalelor din jur. Nu este ușor de găsit în magazine, așa că cel mai ușor îl puteți comanda pe internet sau dacă cunoașteți vreun producător de vin în zonă care folosește bicarbonatul de potasiu. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, abonează-te la canal, apasă clopoțelul și dă click pe videoclipul următor. Vă mulțumesc!